licitații care au fost depuse, atât ministerul care rezolvă aceste contestații, va suspenda acordarea autorizației până la clarificare. Este bine de știut aici faptul că un lucru pe care eu l-am aflat mai de curând, faptul că în autorizația care a fost, care urmează a fi eliberată, există o condiție și anume, de care n-a pomenit nimeni. Societatea în cauză, Cronospan, este obligată ca în termen de 7 luni de zile să achiziționeze o instalație completă pentru monitorizarea formaldehidei. Această instalație au obligația de a o monta la coșurile fabricii, precum și în alte 4 puncte din incinta Cronospanului. Un lucru, cred că, foarte bun este faptul că oricine poate să intre foarte simplu pe calculator și să vadă în orice moment al zilei care este poluarea, mă refer doar la formaldehid aici, care este poluarea în oraș în acel moment. Și cred că din acest moment nimeni nu va mai avea suspiciuni. Am discutat în această dimineață și cu doamna ministru Gavrilescu, care vreau să vă spun că am avut o deschidere totală și din partea domniei sale, și cu președintele Agenției de Mediu. Și începând din acest moment, vor fi monitorizate, și să știți că sunt monitorizate în permanență aceste emisii de formaldehidă, în 2 puncte din Sebeș. Unul este la Societatea Alpin, unde este o instalație doar pentru formaldehidă, pentru măsurarea formaldehidei în curtea societății, iar al doilea punct de monitorizare este la școala din Pogălniceanu, unde acolo, pe lângă formaldehidă, practic se monitorizează întreaga cantitate de aer, începând cu PM10, care era o mare problemă, cu carbon și alte emisii care sunt în zonă. Și încercăm cu Agenția de Mediu ca în cel mai scurt timp, dacă vom avea înțelegere și la cei din presă, să publicăm zilnic aceste monitorizări. V-aș ruga și pe dumneavoastră, dacă se poate, radio, televiziune, posturi, de fapt presă, să le publicați, pentru că este un lucru deosebit ca sebeșenii să cunoască situația reală. Și nu vrem ca în momentul de față cineva să spună că ne îmbolnăvește o societate sau alta. Și cred că, indiferent de societate, toți trebuie să respecte legea și sunt convins că o vor face, pentru că altfel măsurile nu vor întârzia să apară. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de acest punct. Contestatarii mai vorbesc și de acele PM10, pulberi în suspensie, da, care ar fi mult mai periculoase decât emisiile de formaldehidă. Deci, ele sunt monitorizate. Da. Dacă vă amintiți, în 2008 a fost și un meeting în Sebeș pe tema acestor pulberi în suspensie. Și a culminat totul cu un referendum. După această acțiune care a avut loc în 2008, vreau să vă spun că societatea în cauză a montat un filtru pentru captarea acestui PM10, care este acea pulbere foarte fină în suspensie. Pot să vă spun că acel filtru a fost o investiție de peste 12 milioane de euro a companiei. O investiție, într-adevăr, care pentru noi, cei din Sebeș, și pentru populația Sebeșului, de fapt, a însemnat enorm de mult. Dacă până la acea perioadă se eliberau zilnic în atmosferă peste 2 tone, de la montarea acelui filtru, PM10 nu a mai reprezentat o problemă în Sebeș. Este monitorizată în permanență la școala de la Covărnicianul, de acolo, de acel aparat, și nu au fost constatate până în prezent depășiri. Și acum cât? Undeva de la 2 tone zilnic, undeva între 30 și 50 de grame. Deci diferența, cred că, este clar vizibilă. De la 2 tone, 30, 2 tone la 30-50 de grame. Aduceți-vă aminte, înainte cu câțiva ani de zile, dacă veneai la Sebeș, era acel cer galben, acea ciupercă uriașă deasupra Sebeșului.
Acum au și au posibilitatea sebeșenii să vadă soarele. Eu zic că acea problemă a fost într-adevăr depășită și spuneați că poate este mai importantă. Și eu la data respectivă am considerat că PM10 era adevăratul pericol, pentru că acea pulbere foarte fină care plutea asupra orașului, o găseam cu toții dimineața în grădini, peste mașini, o găseam în casă peste tot și o inhalam. Nenorocirea făcea ca odată ajuns în organism, nu mai pleca deloc de acolo. Și acea pulbere foarte fină era îmbibată cu formaldehidă. Aia era marea problemă.